ai revenit la Ministerul de Interne. Da, am revenit deoarece așa și n-am mai fost audiat, după cum s-a spus atunci, că să fiu audiat pe datele de 24-27 septembrie. Audiat n-am mai fost, dar pe 20 ceva, 26 mai sau astea, am primit scrisoare scălită din Năstasă. Că agenda este supraîncărcată a Ministerului Afacerilor Interne și conform legii voi fi cândva primit. Când da, am văzut că lucra și duminică, a instalat tot felul de răstigniri pe aici, avea treabă omul. Tot interesant un lucru, că eu nu știu precis, dar nu știu pe ce dată s-a întors Năstasă din deplasare. Că portatoarea de cuvânt a spus că se întoarce pe datele de 17. Dar nu știu din ce cauză scrisoarea însemnată pe data de 13 septembrie. Păi îmi pun, dacă era pe loc domnul, îi cer scuze, dar dacă nu a fost pe loc, îi spun mulțumesc foarte mult și-o bătut capul de mine și-o venit în America sau trimis scrisoarea mea în America și mi-o semnat-o. Eu cred că asta e mai mult un joc de la băieții de la Spia, care, mă rog, eu dat scrisoarea să o semneze, că ei să nu încalci termenele de legale, da, legale, le răspuns la petiție. De 30 de zile, adică... Ai scos medaliile, ce vrei să arăți? Văd că ai scris că ești veteran de război, aruncat la gunoi. Corect, sunt veteran de război care eu ne-am îndeplinit obligațiile mele de serviciu, ducându-mă, riscând și scăpând trei viețe, unde viața mea a fost, după cum am povestit, dar a fost... În cazul acela, da? Da, nu la război. Nu la război. De-am în timp de pași. Dar totuși, ca un veteran de război, puteam să-mi atrag o atenție oarecare că să soluționez problema dată. O atenție suplimentară, că oricum trebuie să foarte atent, grijuliu cu orice cetățean, cu orice angajat de poliție. Corect, dar chiar am vrut să arăt că acolo a riscat cu viața, pentru cetățeni a riscat cu viața. Până la urmă, nu trage nimeni atenția. Dacă nu ești din mafia lor, păi dacă nu-s din mafia lor, corect, nu trebuie să la nimeni, nimic, ești veteran, nu ești veteran, tu ăla dă-și tot una. Ăștia de la Spie, că nu-i ieșit azi și vă chipuiți până în ziua de azi, el nu știe unde e de ancheta mea de serviciu, eu le-am spus numărul lor, anchetii mele de serviciu. Când și asta ce înseamnă? Incompetență, birocrație sau rea intenție, cau ceva de ascuns? Una cau de ascuns. Ancheta și serviciu, a făcut-o tot Spia, tot angajații lor de la Spia. Și cred că ei tot funcționează tot dintre ei și cam să tem să o iei pești capul, mai știu eu ce să fac acolo. Plus la asta, am cercetat ordinul care a fost semnat de atunci de câteva persoane când la eliberare și este că sunt persoane care funcționează până în ziua de azi. Plus la asta, sunt persoane care eu știu că au fost interesate atunci să-și apere niște colegi de-a lor, că ei atunci tot dețineau niște funcții interesante pe la IGP. Și atunci când am fost eliberat, trebuiau să fie trase la răspundere niște prieteni de-a lor, din poliție tot, dar i-au apărat. A fost mai ușor de a elibera pe mine, deoarece la mine când era pensia și o plutonier major, cui trebuie și iar să îmblei pe drumuri, trebuie să-l dăm afară pe dânsul și să apărăm prietenii noștri. Nu da. Cred că era cu mătrism atunci, credeam că numai am Năstase și-a pus cu mături la IGP, păi, dar atunci nu era cu mătrism. Mătrismul e mult mătrism, de când mă țin eu minte, de când mă decurez în mai. Că mulți care din Spie sau ceva, cred că majoritatea, după cât știu eu, nici nu au lucrat undeva pe pământ, cum s-a spune, un sectorist ori ceva, dar cum au nimerit mai la călduț în fotoliu, așa în fotoliu, mai departe și duce un serviciu. Dacă ești bun, îi acceptă sistemul. Și acum ce ai de gând? Văd că ți-ai adus cartoane, ai de gând să stai mult aici. Da, eu am plan. Așa, planuri, da, să stau 24 de ore, greva foamei. Spune, când am mâncat, cred că nici așa mănânc. 24 de ore aici în serviciu, la Ministerul Afacerilor Interne. Când mi-am făcut serviciu înainte... Așa 24... era tura de da, polițist, tura, da? 24 da. De ore. Aha. Așa, amule au făcut câte 8 ore una alta, dar eu făcut 24 de ore. Și cred că am tras o leagă de fric din serviciile care le-am dus. Am fost putut de polițist de stradă, cum se spune, n-am stat prin birou. Și acum e tot frig, ai găsit și m-a dat ziua ta, mancă, nu-i cel mai rece. Așa e, vrei, nu vrei, am să stau, așa s-a nimerit, mă rog, pentru măcar ziua e mai călduț, am că iau lecție că e. Dar mi s-a promis că peste câteva ore voi fi audiat de către Ierhan, consilierul de stat, care e locul în Năstas. Secretar de stat, ministru interimar, da, am înțeles. Și mi s-a spus că peste câteva ore voi fi audiat. Aștept,
Așteptă-i. Asta ar putea să te determine să renunți, da? Cataric, mă rog, niciodată... Asta e vrut, audiență. Audiență promisul că și n-o să făcut... fie pusă pe masă în șacheta mea de serviciu. Uh-huh. Să o studiem, să vedem... Deci două condiții. Primească da. Șeful, mai ieși da. Scoată ancheta aceea. Dar ce cu ea? E bună? E rea? Nu, ancheta care, de... baza la care am fost eu eliberat, nu e nicio, adică nu e nicio bază de eliberare. Aha. Nu e nicio... Deci ancheta aceea e dovadă că... Da, trebuie o dovadă, o careva pricină acolo, o careva problemă, trebuie să fie o dovadă că se elibereze. Păi dacă nu e nicio dovadă, nimic, de ce dar am fost eliberat? Cineva a vrut? Cuiva i-am încurcat? Ceva nu corect i-am făcut cuiva care din ministerul, mai știu eu de unde? Pentru ce? Deci asta vreau să punem pe masă, să o studiem împreună. Eu chiar am cerut o comisie să fie formată în minister, studiez ancheta mea de serviciu. Dar de atâta timp cerșii încă nu găsit ancheta? Nu, dar de azi o telefonată, că de aici scaute ancheta undeva cu numărul tare, că nici numărul la anchetă nu aveau, eu le-am dat numărul la anchetă. De o lună, de când ai mai fost nu, data trecută și încă... În iulie. A, vei periodic. Și mi-a fost interesant în ce, că cererea mea din august, 13 august, a fost registrată. Dar cei din iulie nu-i registrată. Măcar că am răspuns de la Purici, tot consilier, secretar de stat, consilier de stat, și el a avut răspuns de la dânsul, că am dovadă că am depus atunci. Tot e că fac, că cu data de 13 luni asta, în scrisoare, cu neregistrarea asta, cererii mele. Nu s-au gândit că ești uiți chiar la date și la cifre și la pagini. Cum am făcut și ancheta de serviciu, pot tot îți datele din urmă, pus, amatori. Eu încerc, cum ați fiu data trecută? Circul a plecat, dar clownii au rămas. Acă asta e. Asta e... În schimb, ea că de mulți ani suntem și cu drapelul european, ca suntem, și cum vrem în rând cu lumea suntem, civilizată. Că eu mă tin că trebuia să mă adresez și la Europa. Cred că am să le arăt un să duc banii finanțați care pentru... Reformă, da. Reforme, am văzut justiție, ce făcut o... pentru toate aici. Vopsit fațada ministerului și la asta s-a terminat reforma. Așa a schimbat comisariatele în inspectorate, da. Inspectorate, miniștrii, consilieri sau secretari. Secretari de stat, da, nu zice ministrii. Pe hârtie să schimbi denumirea asta, tot câteva milioane trebuie. Dar cum, antietul trebuie să stai, să faci design. Trebuie cu oameni speciali pentru asta. Da. Am înțeles. Deci așteptăm acum să vedem. Noi fi audiat... Rămâi până mâine. La cât ai început? La jumate la 10. Deci la 9 jumate mâine e termin schimbul, da? Da, ești în schimb. Dar sper poate mai sunt care oameni cu probleme și vor veni și cuiva i-o-i preda schimbul. Am văzut că tot felul de veterani cântă în strună, oricărei guvernări și am o laudă și pentru în asta. Păi e laudă că... eu nu știu... Să vinovat, că anturajul din prejur să vinovați, nu știu ce, dar... Dar dacă și-a ales așa anturajul, e și vina lui, nu? Păi poate că... O promis că face schimbare, reforme, unde e reforma, unde e schimbarea? Mie îmi pare că mai rău ne duce. Ori el, ori Jezdan, ori Recean, ori cine mai fost. Am avut cândva careva probleme și pe vremea lui Voronin, da, au fost careva acolo. Păi, da, îți vă spun, Voronin pentru mine o personalitate. În câteva zile s-au hotărât întrebările, am fost chemat, am fost soluționat. Fost și el ministru de interne. Eu am fost când era prezident, spune, m-am adresat. Și nu, dar are experiență în rezolvarea problemelor polițiștilor. Corect, și a fost hotărât corect și pentru asta eu îl stimez, spunem așa, că într-adevăr s-a hotărât întrebările. Dar de colo încoace, de acum, nu știu. Îmblă pe drumuri, nu îmblă pe drumuri, îți dau foie că vin cu scrisori, cu permisiuni, numai și cu date din urmă și cu asta se termină tot. Judecăți n-ai încercat cu ei? Să care judecăți? Păi și am fost la o persoană în minister, mă rog, nu mai spun unde și cum am ușa să mai, pe urmă, să mai discutăm. Dar tot ne-o sfătuit să mă duc în judecată. Păi eu vreau întâi ancheta de serviciu să pui la discuții și să caute vinovieții care au făcut ancheta asta de serviciu. Să margă ei împreună cu mine în judecat acolo. Ei să margă pe penal și eu să merg pe civil. Că eu să arăt că sunt corect, dar ei au astupat două crime. Eu de ce am scris acolo? Aici se astupă crimele. La chemarea care am fost eu, din cauza la care am fost eliberat, s-au astupat două crime. Trei persoane. În sensul ăsta penal. Credeam că pe ăștia care au falsificat
acte, și cei care au falsificat tot, pe falsificare de date tot este articol. Da. Dar crimele s-au ascuns de ei care au falsificat datele, tot ei au spus că astea două crime. Infracțiuni sau chiar omor? Nu, persoana s-a dus cu pușca la vecini să-i împuște, a fost demonstrat, judecat că pușca a fost încărcate, da, două patroane, da, cum am spus data trecută. Tentativă de omor, asta e, cum, da? Tentativă de omor, corect, și asta e crimă. Și a doilea crimă, că eu am fost atacat cu cuțitul. Da, lui acum i-a dat la apel 3 ani de zile condiționat, dar și, asta eu am mers pe altă cale, a schimbat procuratura din Hâncești la Leova, parcă n-ar fi tot așași lege la Leova ori la Hâncești, vede că la Leova au leac merg pe alt cod. Deci după atâția ani se face totul justiție în cazul acela, eu am mers paralel cu atunci. Pur și simplu spii atunci au mășuluit toată chestiunea asta și s-au oferit la o parte. M-au dat, m-au eliberat și au fost tot în nădejdea în procuratura, acolo să marg mai departe. Dar procuratura zice că m-a scăpat o leacă sub control. Și s-a făcut dosar, dar pe persoanele care aveau să fie împușcate, cazul dat, nici nu a mai fost până în ziua de azi, nu a fost precăutat, așa și au rămas oamenii cei că, mă scuzați, eu când am ajuns la chemare, persoana care trebuia să fie împușcată, era o doamnă acolo, era scăpată cu udul, din spaima care o tras-o. Păi și aiștia de la spia, știind chestiunea asta, au ascuns asta, cum poate asta? Tot duce un control asupra legalității care o fac polițiștii și tot asta. Iar și tu ascuns crimele? Păi pentru ce mai stai sau aici? Aici trebuie să tot trași amul la perjudicat, la răspundere penal și la, cred că, sau la pușcării sau măcar... Sau neglijență în serviciu sau complicitate la infracțiune. Corect, să fii ceva atrași la răspundere. Eu asta vreau. Aștept.